630 de controle au fost efectuate de Direcția de Sănătate Publică Maramureș în luna mai. Informarea a fost făcută publică în cadrul întâlnirii Comisiei de Impulsionare a Colectării Veniturilor la Bugetul Consolidat al Județului. Reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică Maramureș au informat că în luna mai au fost efectuate 630 de controle și inspecții la unități de turism, saloane de înfrumusețare, unități de învățământ, unități farmaceutice, unități sanitare și de asistență de medicină dentară. Au fost aplicate de către angajații structurii de control și inspecție 13 sancțiuni, dintre care 7 amenzi și 6 avertismente. Banca Națională a României a cotat un euro la 4,6647 de lei pe unitate, cu 0,13% mai mult față de ședința de marți, și dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 3,9701 lei pe unitate, cu 0,52% mai mult față de ziua precedentă. Francul elvețian a crescut, ajungând la 4,0183 de lei pe unitate față de marți, când a fost 4,0139 de lei. Lira sterlină a scăzut puțin și a ajuns la 5,2936 de lei, față de 5,2940 de lei cât a fost cotată marți.